Ați avut ocazia să ascultați și ce a zis Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu. Aș vrea să începem, dacă v-a atras atenția această posibilă casetă care ar putea să apară și să facă la nivelul Ministerului de Interne un pic de, mă rog, ar fi mai mult, ar fi un posibil cutremur dacă apar imaginile respective și poate și înțelegem ce au vorbit oamenii ăștia, dacă lucrurile stau așa, repet. Da, doamna Zecescu, am ascultat cu mare atenție și reacția mea este că ne-a ferit Dumnezeu ca acești oameni care au mai condus România și au vorbit înaintea mea să nu conducă România astăzi într-un moment extrem de complicat. Deci am auzit totul transformat într-o cheie politică, niciun fel de soluție pentru oameni, doar un set de păreri despre temele zilei care nu au niciun fel de valoare politică. Știți bine, mie îmi place să vorbesc despre soluții pentru români, despre politici publice. Legat de ceea ce s-a întâmplat în acest scandal cu clanurile interlope, reacția poliției, cred că toți cei vinovați trebuie sancționați exemplar. Lucrurile astea, sunt convins, vor fi puse în lumină de anchete speciale, există înregistrări. Deci eu cred că sunt binevenite orice probe care duc la sancționarea celor care ar trebui să aplice legea, dacă nu aplică sau, mai rău, pactizează cu genul acesta de clanuri. Asta înseamnă că am putea să avem, la un moment dat, dacă lucrurile se justifică, și decapitări la nivelul Ministerului de Interne. Și mă refer aici metaforic, bineînțeles, la o eventuală demisie a Ministrului de Interne și a șefilor direcți din poliție. Asta ar rezolva ceva dacă lucrurile stau așa. Eu răpun dacă înainte, pentru că jurnalistic n-am văzut probele efectiv. Există pe surse prezența acestor imagini în piață. Da, cred că toți cei care se fac responsabili trebuie să plătească. Nu știu dacă un ministru de interne poate fi făcut responsabil pentru un asemenea episod. Ceea ce se întâmplă cu aceste clanuri e un fenomen care nu e de azi, de ieri. E drept. Deci în momentul... Da, haideți să spunem pe aia dreptă, că haideți să vorbim pe date. Ai 23.000 de infractori care au fost eliberați ca urmare a inițiativei PSD de a le da drumul mai repede din pușcării. 7.000 dintre ei erau criminali, violatori, pedofili. Mai bine nu mai ziceți de cifre, că ne apucă frica și mai tare. Sincer să fiu, chiar dacă pare că viața lângă România e cât de cât în niște limite, sentimentul când am auzit de eventuala întâlnire, dacă e așa, am râs isteric, recunosc, dacă s-au întâlnit acești oameni într-o biserică pentru a aduce la cunoștință unor oameni că trebuie să respecte legea, înseamnă că nici eu nu mai știu ce înseamnă normalitate după 20 de ani de văzut toate nebuniile pământului din plan electoral, politic, social și ce vreți dumneavoastră. No. Asta ar fi ceva de-a dreptul abominabil și vă spun, trebuie făcut exemplu din genul ăsta de indivizi dacă au făcut așa ceva. Deci haideți să vedem ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat, și vă spun, așa cum Ministerul de Interne a procedat corect, a desecretizat dosarul 10 august, deci a avut, din punctul meu de vedere, abordare corectă în multe cazuri dificile, sunt convins că ministrul Vela și echipa dânsului vor avea aceeași abordare corectă și aici. Bun, rapid pe moțiune, aveți pronosticul și al domnului Ponta și al domnului Tăriceanu că, practic, odată depusă moțiunea, matematica din Parlament spune că guvernul Orban va pica înainte de alegerile locale. Da, doamna Zicescu, chiar nu ne interesează aceste speculații. Faptul în sine că acești oameni, când țara este într-o situație dificilă, pun această moțiune de cenzură în interes pur politicianist, pentru un congres de partid sau pentru altul, pentru niște alegeri sau pentru alte alegeri, este un lucru pur și simplu reprobabil. N-am cum să-l calific. Eu mă uit la faptul că ne-a crescut comerțul cu amănuntul, că avem investiții în sectorul de construcții, suntem pe locul întâi în Europa, că faptul că economia își revine ca urmare a măsurilor guvernului liberal, că sunt 13.500 de firme finanțate prin IMM Invest în timp record, comparat cu Startup Nation, program PSD, unde am finanțat cu 2 miliarde, acum avem peste 13 miliarde sau 12 miliarde. Deci astea sunt lucrurile care pe mine mă interesează și cred că aceste lucruri interesează pe români, pentru că trebuie să le apărăm și sănătatea și prosperitatea în această perioadă. Că aceste partide consideră că într-un asemenea context este responsabil să pui moțiune de cenzură, știți cum, nu mă surprinde, pentru că l-am auzit și pe domnul Tăriceanu mai devreme, care pune la îndoială statisticile oficiale cu cazurile de coronavirus. Este într-un registru al absurdului.
Oamenii ăștia chiar sunt irresponsabili dacă pun sub semnul întrebării statisticile oficiale. Unii dintre colegii dânșilor au spus că poate nu ne ajută măștile, că poate nici nu există virusul. Adică, efectiv, vorbim de două paradigme. O paradigma României responsabile, guvernată în interesul cetățenilor, cu eforturi masive, vă rog să mă credeți, de dimineața până noaptea târziu, și o paradigma unor politicieni care își văd privilegiile și scaunele amenințate și se pregătesc pentru viitorile alegeri. Dar ce faceți dacă totuși UDMR în cheia electorală, în cheia calculelor și a propriilor interese de partid, că totuși politica nu e doar așa o chestiune simplistă, întotdeauna trebuie să iei în calcul strategiile pe care și le-au făcut fiecare formațiune politică în parte, da? Bun, e clar că PNL-ul dorește să rămână la guvernare în continuare, că fără ipocrizie pentru asta se pregătește un politician să guverneze. Adică nu e un chin, observ la final că toate partidele politice ajung să spună că a fost foarte greu la guvernare, dar asta v-ați dorit, adică nu, și nu e prima dată. Dar vă reamintesc că au existat și unii care n-au vrut la guvernare. Întotdeauna există unii care nu vor la guvernare, absolut. UDMR-ul e în barcă sau e în afara bărcii? Că un UDMR în afara bărcii, măcar a negocierilor de până acum, creează reale probleme în sala de plen la moțiunea de cenzură. Da, eu am convingerea că cei de la UDMR, precum și alți parlamentari la nivel individual, vor pune totuși în ceasul al 12-lea interesul cetățenilor deasupra unui interes politic momentan. În ceea ce privește guvernul liberal, noi ne vom face datoria până în ultimul moment. Ne concentrăm pe soluții pentru oameni. Ce faceți cu sălile de clasă după 27 septembrie, momentul în care vine omul, votează, lasă cu mască, bănuiesc, dar există acest risc epidemiologic și apoi la distanță de câteva ore, maxim o zi, copiii trebuie să vină în continuare în clase. Și aici apare prima întrebare pe care și-o pun nu politicienii, că politicienii au interese, pe care și-o pun părinții. Și aveți în față un viitor părinte care trebuie să meargă la școală să întrebe, nu vă supărați, aici în sector la noi, în Popeșle Ordeni, cam cum aveți de gând să începeți școala? Lucru care mi se pare, e un reproș personal pe care îl fac doamnei Anisie, aș fi așteptat altceva mai ferm, mai clar, mai organizat și mai asumat. Dar asta e o altă discuție. Da, și eu sunt părinte de copii care urmează să meargă la școală. Ne preocupă acest subiect. Eu am fost parte și sunt parte din grupul interministerial care se întrunește deja cam de o lună jumate, pregătește cu minuțiozitate protocoalele de siguranță. Deci este un grup în special din Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, dar venim și noi cu finanțările și asigurăm sprijinul pentru aceste măsuri și vă asigur că sunt foarte bine gândite. Deci va exista un protocol de dezinfectare a tuturor spațiilor unde ar putea să se contamineze, Doamne ferește, cineva. Ceea ce este important de spus este că și noi ne dorim ca școala să înceapă în condiții normale. Și aș vrea să-l mai contrazic cu ceva pe domnul Tăricianu, pentru că iarăși este exact opusul realității. Dânsul a spus că se centralizează deciziile. Ori tocmai s-a și anunțat, decizia este descentralizată în ceea ce privește deschiderea exactă a școlilor, a fiecare unități școlare, pentru că la nivelul autorităților locale, județene, se cunoaște cel mai bine situația. Și știți bine că avem cele trei scenarii pe coduri de culori. Știu, dar știu de asemenea că avem în continuare și nu vreau să folosesc retorica electorală, că nu o să vorbesc despre toaletele cu școlile cu toaletă în curte, dar știu de asemenea instituții publice, pot spune cu subiect și predicat, școli care nu doar că nu au hârtie igienică, n-au detergenți, n-au săpun. Deci mesajul domnului Orban, cum că în fiecare școală trebuie să existe dezinfectanțe, ca și cum mi-ar spune mie cineva că în această țară numită România vom avea coerență ca acești copii să aibă minimele substanțe pentru a se dezinfecta. Nu cred asta, domnule Burdujea, și sunt un om onest. Nu cred. Am văzut lucruri. Nu se întâmplă așa, în real. La rural o să meargă cineva să le dea dezinfectanți. Unde? Aveți tot dreptul să vă îndoiți, pentru că sunt niște lucruri care în ani de zile n-au fost rezolvate. Noi ne-am străduit într-o perioadă foarte scurtă să suplinim aceste lipsuri și în ceea ce privește Direcția de Sănătate Publică și în ceea ce privește furnizarea acestor echipamente, acestor substanțe vitale. Și ne vom strădui să fim la 100% pentru a rezolva această situație, pentru a da copiilor, oamenilor, românilor ceea ce ei au nevoie să se protejeze.